Inspectoratul pentru situații de urgență Giurgiu face noi angajări, deoarece după organizarea ultimului concurs au mai rămas 8 posturi vacante. 7 din cele 8 posturi scoase la concurs sunt pentru conducători auto pe autospecialele ISU de la detașamentul Giurgiu și de la subunitățile de la Bolintin Deal și Mihăilești, iar cel de-al 8-lea post fiind de subofițer operativ la Colibaș. Inspectoratul pentru situații de urgență Vlașca al județului Giurgiu reorganizează concurs cu personal recrutat din surse externe pentru 8 posturi de subofițeri. Acestea sunt la detașamentele Giurgiu și Bolintin Deal și la gărzile de intervenție Colibaș și Mihăilești. Cererile de înscriere se depun în perioada 21-28 septembrie la sediul ISU din strada Dorobanți, iar dosarele de recrutare trebuie depuse până la data de 5 octombrie. Concursul, programat în perioada 9-15 octombrie, va consta în 3 probe: evaluarea performanțelor fizice în data de 9 octombrie, ora 11, un test scris în 12 octombrie, ora 12 și un interviu pe subiecte profesionale în zilele de 14 și 15 octombrie.